Bună ziua, sunteți la Exprim TV, iar noi suntem alături de doamna Florina Vizintanu, președinte directorat BCR Asigurări de Viață. Doamna Vizintanu, puteți să ne spuneți, suntem astăzi la un eveniment Oracle dedicat pieței asigurărilor. Cât de importante sunt sistemele informatice sau un sistem informatic stabil pentru o companie care lucrează în industria de asigurări? Astăzi nici nu mai vorbim de sisteme informatice când vorbim de asigurări și mai ales când vorbim despre asigurările de viață în care eu îmi desfășor activitatea. Vorbim de mai mult decât atât, vorbim despre sisteme operaționale, sisteme integrate, vorbim despre o întreagă platformă operațională. Deci, practic, nu mai este vorba de un model IT, cum era pe vremuri, sau de un program IT. În industria asigurărilor de viață să nu uităm că avem de-a face cu produse de termen lung, pe termen lung. Sunt produse de asigurări de viață care pornesc de la un termen minim de 7-8 ani și se duc către 25 de ani, poate chiar mai mult. Și atunci este nevoie de sisteme care să susțină aceste produse. În plus, discutăm despre un întreg proces, care pornește de la momentul lansării produsului, trecând prin moment de ofertare, moment de vânzare propriu-zisă, emitere de poliță și după aceea tot ce ține de post-vânzare, în momentul în care clientul ți-a intrat într-o bază de date, tot ceea ce ține de customer care sau daună și așa mai departe. Și atunci totul este integrat. Practic toată activitatea noastră este integrată din punct de vedere informatic. Deci esența este următoarea, este foarte important pentru o societate de asigurări, oricare ar fi ea. Eu m-am referit la o societate de asigurări de viață să dispună de acele unelte informatice, de așa manieră încât să aibă procesele foarte bine, să există o foarte bună îngemânare a proceselor, ca să spun mai literar puțin. Și în ceea ce privește importanța acestor soluții folosite pe perioada crizei, cu cât este mai mare? Acum, nu știu dacă sunt mai importante pe perioada crizei sau nu. O societate care nu a avut un sistem foarte bine pus la punct înainte de criză, nu știu dacă îl va avea într-o perioadă de criză în care constrângerile financiare sunt mult mai mari. O societate care n-a avut un sistem informatic foarte bine pus la punct înainte de criză va avea o problemă, pentru că automat apar aspecte legate de calitatea portofoliului, de calitatea produsului. Deci eu nu cred că este ceva mai mult decât ceea ce a fost, dar ceea ce este esențial, că cei care nu au dezvoltat niște sisteme proprii, niște sisteme care să corespundă cerințelor pieței, vor fi nevoiți să o facă. Și aceasta se întâmplă, este generată de mersul pieței, al competiției, dar și de reglementări. Reglementările, noile reglementări ale Comisiei de Supraveghere ale Asigurărilor te obligă cumva. Deci suntem obligați să facem un audit al sistemului informatic sau am fost obligați, alții îl făceau oricum nefiind obligați și atunci cumva piața se profesionalizează în toate domeniile, inclusiv în zona de informatică. În ceea ce privește evenimentul la care ne suntem astăzi, cum apreciați inițiativa Oracle de a organiza acest executive breakfast? Nu pot decât să vin cu aprecieri pozitive. Este un lucru foarte bun, având în vedere că noi lucrăm cu compania și este bine, probabil, este bine din când în când, ca la nivel de top, să afli noutăți și cumva să le treci și prin filtrul managementului de top. Bineînțeles că managerii din zona de IT sau colegii din zona IT-ului sunt informați, dar câteodată este bine ca și cel care se află în sfera de decizie să intre cumva într-un contact mai direct cu noutățile și, de ce nu, poate că sunt anumite aspecte pe care le vom descoperi astăzi și care ne vor ajuta în îmbunătățirea proceselor, știu eu, a instrumentelor pe care le folosim astăzi.